Bianca. Seara. Uite, fetele ar mai putea vorbi de exemplu și despre aceeași pereche. Asta vreau să spun de și bocanci. Eu. De bocanci. Despre ce vorbesc el la matinal? Cum e să aia ce? Cumpărăm perechea de bocanci? Potrivită. Potrivită. Da. E același model, corect, da. Fetelor? Da. Foarte tare. V-ați vorbit? Nu, în culise ne-am dat seama. Așa s-a întâmplat. Dar v-a plăcut mult? V-a plăcut mult? Da, eu i-am purtat foarte vreau mult. Vreau să știu unde sunt. Curăței. Auzi. Acum asta e dacă fetelor... Nu cei mai reușiței bocanci, da? Da, nici cei mai urâței. Nu. Nici, dar nici nu mi-aș lua. E, fetele au cumpărat, vino bia, știu că eu, stai, nu mă înțelege greșit, ei vin foarte bine, dragă. Da. Nu, ne-a plăcut toată felul tonciu. Deci știu că nu vrei să stai foarte aproape de mine, dar totuși pe steluță, care-i povestea? M-a sunat iubitul și a spus că are o surpriză pentru mine. Au! Vine să mă ia cu motorul să mergem la cină. Și unde crezi că m-a dus la cină? În deșert. Să mănânc șorici, cârnați, la munte. Mici. Superb, ador, ador. Eu m-am pregătit, m-am cu paiete, cu d-astea și el mă duce la șorici și la mici. Hai că-s bun șoricii, sunt buni și mititei. Doamne, ce poftă mi-ați făcut fetelor. Nu-i așa, Andreea? Da, normal. Ești cu mititei? Normal, eu la fel. Îmi plac. Iar cu mititei în sushi. În sushi, păi nu mai contează. Dar mai tare combinație. Abia aștept să gust. Dar ținuta e combinația bună? Salopeta asta eu o văd una foarte sexy și aș fi mers pe un toc foarte înalt și fără geacă. Ia dă-ți geaca jos. Nu, că sexy. Sunt prea, dacă îmi dau geaca jos, sunt prea goală. Eu cu copil și bărbat acasă m-am dezbrăcat și tu nu? Vrei să mă dezbrăc? Da. Ia uite, ia, uite ce corp, uite ce corp frumos ai. Săruna, mulțumesc la fel. Mă prinde pe aici prin la barieră. A, și pe mine, dar la mine, când dar e vorba de dezbrăcat, problema. Pentru Cătălin fac orice. Au. Pentru Cătălin poate și eu. Da, mai zile acum. Că ne-au stil, că au, că haina, că... Hai, că azi sunt bun. Deci, ești întotdeauna, nu doar azi. Deci, overall-ul ăsta fără jachetă? Da, și cu tocuri foarte... Cu în tocuri alte? De pițipoancă în picioare. De pițipoancă? Da. Mulțumesc, Andreea. Calina? Nu se vede că v-ați dus să mâncați șorici mititei. Da. Arăți încă extraordinar în această salopetă. Minunat. Îmi place foarte mult și mie îmi place cum ai tăiat această eleganță cu bocanci și cu geaca. Ți-am spus și în culise că îmi place foarte mult geaca. Este foarte frumoasă. Atât? Atât. Deia? Mi-aduce aminte, am zis în culise, dar n-am reușit să-mi aduc aminte de o actriță dintr-un film. Mă duce cu gândul la Top Gun, evident, că jacheta. Îmi place foarte mult ținuta, dar mi-aș fi dorit ca jacheta să fie mai lungă. Și eu mi-aș fi dorit să fie mai lungă, m-am zis și acolo, dar... Da, e foarte, îmi place, e altceva. Mulțumesc. Mersi. Hai să vedem ce spun jurații. Aoleu, Moris, e un supărățel așa îngânfat, stă acolo eu cu coca în brațe. Nu știu de ce-i supărat. Aflăm imediat. Bianca, în fața lor, te rog. Mă tot uit. Ah. Și mă uit și mă uit, fetiță, de când a început emisiunea aceasta? De când v-am văzut defilând, de fapt mă uitam dinainte de când v-am văzut în spate, mă uitam de când a intrat pisica Tibrai 1 pe aceste uși și mă întrebam ce o să spun când va ajunge în fața mea masa tăcerii. Ce o să spun când va ajunge în fața mea Bianca? E ceva care îmi place și ceva care nu îmi place, dar știi care e problema? Mi se întâmplă foarte rar în viață. Să nu identific acel ceva care mă face să spun că nu-mi place ținuta până la capăt. Dar nu știu care e ăla, că nu cred că pleacă neapărat de la bocanci. Sper să nu-ți dai seama că suntem aici și nu-ți place, când ajungi acasă să dai seama. E un ceva. E un început. Făcut și o glumă, a zis că sper să nu-ți dai seama acum, să dai seama când ajungi acasă. Ia-o, las-o. Așa mai zic. E bine. Dar per total, lucrul mi se pare cumva ok. Da. Asta e ce vreau să spun, de fapt. Dar de asta dragă, ce să zic? Warrior Princess, cum s-a mai zis, cum? Da, continuă. Prințesă din asta, Warrior Princess, ce vrei tu, arăți bine de tot. Steagul ăla acolo,
piept. Nu, doamne ferește. Așa e geaca. Așa e geaca. Da. Așa e geaca. Am înțeles. Uite, vezi, începe să identificăm chestii. E, păi nu, dar hai, nu dragă, ne luăm de acolo așa de, de o chestie mică lipită, de un chestiuț lipit. Îmi place asta cu franjuri, overall asta superb, pieptănătura îmi place, tot îmi place, dragă. Mulțumesc. Ești foarte mișto. Mulțumesc. Într-adevăr, nu putem să-ți găsim prea multe hibe. Și noi am vrea. Ești păi bunuță. Hai, dați calificative. Ești bunuță și am văzut că ai și dansat chiar. Dai seama săptămâna viitoare ce urmează? Aolo, aolo, să ne ținem. Bază la treaba asta, ia uite. Step by step. Mulțumesc. Bravo, Aistin. Și Maurice. Trei stele, Bianca. Mamă, e vineri, nu e vinerea neagră deloc. E vinerea roz, cred că de la Bia ni se trage. La Bia. Vorbește cu cei de acasă, Bianca. Dacă tot e vinerea roz, să continue și o să continue prin mesajele voastre cu indicativul 8 la 1206. Mulțumesc tare mult!